În perioada 20-24 mai se desfășoară evenimentul Săptămâna Prevenirii Criminalității, organizat la nivel național de Poliția Română. Săptămâna Prevenirii Criminalității implică organizarea unor activități preventive, obiectivele vizate fiind sensibilizarea cetățenilor cu privire la necesitatea adoptării unor măsuri de autoprotecție, precum și prezentarea consecințelor ce decurg din comiterea infracțiunilor. În această perioadă, la nivelul tuturor subunităților Inspectoratului de Poliție Județean Timiș se desfășoară activități dedicate prevenirii victimizării minorilor, siguranței online, prevenirii violenței domestice, prevenirii infracțiunilor contra patrimoniului, precum și activități dedicate prevenirii dispariției de minori. Prin temele abordate în cazul evenimentului, polițiștii doresc să concentreze un număr mare de întâlniri cu comunitatea, vizând în special tinerii într-o perioadă de timp bine determinată, astfel încât, în colaborare cu partenerii autorități Locale și unităților de învățământ aceștia să fie informați despre necesitatea adoptării unei conduite preventive în vederea reducerii riscului de victimizare.